Eric Hafer. Copiii sunt cheile paradisului. Poți descoperi temerile dușmanilor tăi mai cu seamă când le observi mijloacele de a te înspăimânta. În vremuri de schimbări drastice, cei care învață vor stăpâni pământul, iar cei învățați se vor găsi bine pregătiți pentru o lume care nu mai există. Vigoarea mișcării de masă își are rădăcina în potențialul participanților săi de a se uni în acțiune și a se sacrifica. Când atribuim succesul unei mișcări credinței, doctrinei, propagandei, conducerii, combativității, nu ne referim decât la instrumentele unificării și a mijloacelor de a inculca voință autosacrificiului. Atunci când oamenii sunt plictisiți, în primul rând, sunt plictisiți de ei înșiși. Suntem mai dornici să încercăm ceva nou atunci când ceea ce facem nu are consecințe. De aceea, multe invenții s-au născut ca jucării. Credulitatea noastră este extrem de păguboasă în privința lucrurilor despre care știm prea puțin și, deoarece știm cel mai puțin despre noi înșine, suntem gata să credem tot ce se spune despre noi. De aici provine misterioasa putere atât a flatării cât și a calomniei. Mai ușor iubești întreaga omenire decât vecinul. Libertatea ta include și libertatea de a te prăbuși. Se pare că avem o teamă naturală de scopuri. Am vrea mai mult să fim tot timpul pe drum decât să ajungem la țintă. Date fiind mijloacele, ne atașăm de ele și de multe ori uităm scopurile. Propaganda nu îi induce în eroare pe oameni, ci mai mult îi ajută să se păcălească singuri. Istoria e un joc pe care de obicei îl joacă cei mai buni și cei mai răi deasupra capetelor, celor care alcătuiesc majoritatea de la mijloc. Deseori animalele ne transformă în mașinării pasionate. Pentru a deveni altcineva, trebuie să fim conștienți de ceea ce suntem. Puterea corupe puțini, pe când slăbiciunea îi corupe pe mulți. Resentimentul celor slabi nu izvorăște din vreo nedreptate făcută lor, ci din simțământul inadecvării și impotenței. Ei nu urăsc păcatul, ci slăbiciunea. Când au puterea de a face asta, cei slabi distrug slăbiciunea oriunde o văd. Pentru unii oameni, solitudinea este o evadare nu din mijlocul celorlalți, ci față de sine, întrucât ei zăresc în ochii altora doar o reflecție a lor însuși. Cel ce are impresia că toată lumea din jur îl minte, trebuie înțeles, îi lipsește sentimentul acela deosebit, că poate avea încredere într-o persoană sau într-o promisiune.
Creștinismul este una dintre multele erezii iudaice. Cel mai tare mințim când ne mințim singuri. Grosolănia este imitația de tărie a omului slab.